Așadar, clasa 11. Deci, clasa A. Operații cu matrice. Nu mai insist de unde a apărut chestia cu ideea de matrice, așa, da? Operații cu matrice. Cu matrice. E vorba de adunarea. Da? Adunare. Dacă avem două matrice, A și B, de același model, de tipul M, N, așa se scrie, da? Dacă sunt două matrici de același model, cu M linii și N coloane, atunci pot să fac A plus B, care nu înseamnă altceva decât o nouă matrice, C, unde trebuie să remarcăm că CIJ, adică elementele noi matrici, sunt formate din AIJ plus BIJ. Da? AIJ plus BIJ. Adică eu am spus că A ar avea elementele AIJ cu I și J unde? I de la 1 la la cine? M înseamnă cea de pe locul întâi indică liniile, da? Și N, coloanele. Da. Deci I de la 1 la M și J de la 1 la N. Așa. Și cu asta, așa se adună două matrici de același fel. Cum se înmulțesc două matrici? Cu un număr. Că se înmulțește un matrici cu un număr. Deci ar fi acum de văzut alfa ori A. Alfa ori A înseamnă o nouă matrici C ale cărui elemente CIJ sunt de tipul alfa înmulțit cu AIJ. Adică toate elementele se înmulțesc cu numărul respectiv. Cum crezi să luăm un model? Dacă A ar fi matricea de tipul 2, 1, 3, 7, 5, minus 1, este o matrice cu de tipul câte linii? 3 linii și 2 coloane. Deci este de tipul 3-2. Da? De tipul 3-2. Și o altă matrice de același model trebuie să iau. B egal cu minus 1, 1, 0, 5, 3, 2. Tot de 3-2. Da, tot de 3-2. Atunci A plus B este noua matrice rezultată în care adunăm pe 2 cu minus 1 face 2, 1. 1. 1 și cu 1, 2. 3 cu 0, 3. 7 cu 5, 12. 5 cu 3, 8. Și minus 1 cu 2, 1. Minus 1 cu 2, 1. Asta e matricea care rezultă A plus B. Iar dacă ar fi să faci 2 ori A, 2 ori A înseamnă că ne uităm la A și înmulțim toate elementele cu 2. Deci 4. 4. 2. 6, 14, da. 10 și minus 2. Deci și minus 2. Și înapoi mergem. Deci dacă ai o matrice, dacă îți dau matricea asta, 4, 2, 6, 14 și 10 minus 2, atunci, în momentul în care scoatem un factor comun, trebuie să împărțim toate elementele la numărul respectiv. Deci ăsta va fi egal cu 2 înmulțit cu matricea. Care 1, 2, 3, așa a fost aici, 1, 2, 1, 2, 3, 7, împărțit și pe 14, da? 7, 5 și minus 1. 5 și minus 1. Deci dacă ai o matrice, vrei să scoți un factor comun, da. Deci mergi înapoi, mă. Da, 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 da. Înseamnă că împarți pe 2 toate elementele, zici 2 pe lângă. Aici zici, am zis 4. Păi cât era? 4 împărțit la 2? 2 aici trebuie. Da? Și 2 împărțit la 2? 1. N-am fost să fie.
Deci așa se împarte. Da. Deci când vrei să scoți un factor, trebuie să împarți toate elementele. Tocmai, dacă a spus 2 ori, nu era 2 împărțiți. Păi nu. Dacă 2 înmulțesc cu asta, obțin pe asta. 2 ori 2, 4, 2 ori 1, 2, 2 ori 3, 6, 2 ori 7, 14, 2 ori 5, 10, 2 ori minus 2, minus 2. Da. Și am scos acum în evidență următorul lucru. Cum să scoatem factor comun? Ce înseamnă că scoate? Scriu pe factorul acela 2 în față. Dar nu de pe o linie, nu de pe o coloană, ci pur și simplu de pe toate linii și coloane. Adică toate elementele matricii sunt par la numărul respectiv. Da. Păi tocmai ca faptul că am obținut pe 2, 1, 3, 7, 5 și minus 1, am împărțit toate elementele la 2. Pentru că, nu? L-am pus pe 2 în față. Până ară, dacă aș putea a spune 3, 7, 6, 6 și 14, aș putea scoate ceva în factor comun din matricea asta? Deci 3, 7, 6, 14. Aș putea să scot ceva în comun? Adică există un număr la care să se împartă toate elementele? Nu cred, nu. 7 nu are, 3 nu are. Pe linia asta aș putea să scot un 2. Da. Da? Dar pe linia cealaltă nu găsesc un 2. Deci de peste tot să am posibilitatea, da? Așa ar trebui, ca să mă întorc înapoi. Vezi că egalitatea spune 2 ori A, faci așa. Înapoi am făcut problema. Da? Da. Am așa matricea scrisă, cum să scrie? 2 ori A. Adică toate elementele sunt împărțit prin 2. S-au scos pe 2 în factor comun. Ca și mă scoți pe 2 în factor comun, fața din... într-o paranteză sau... Paranteza asta fiind acum matricea toată. Da. Deci... adunarea sau scăderea este aceeași cu mulțirea cu un număr și mulțirea două matrici. Aici e problema care trebuie să înțelegi și eu ți-am făcut atunci. De mulțirea asta depinde și puterea. Și puterea unui matric. Dacă știți, face mulțirea două matrici și faci și a la a doua, a la a treia și așa mai departe. Nu e problema în calcul. Mă imaginez că mă pierd în coloanele astea. Păi, uite, perfect. N-ai destul de antrenament. Nu. Nimeni nu s-a născut învățat, da? Totdeauna plecăm la început, când pare mai dificil, dar ușoară, după multă antrenamente, dăm drumul la mână. Hai să zicem așa, matricea egal cu 1, 2, minus 1, 3, 4, 5. Este o matrice de tip ce tip? Două linii și trei, nu. Trei, două coloane și trei linii. Deci trei linii, una, două, trei, na. Trei linii. Două. Deci tipul 3, 2. Da. Da? 3, 2. Și o altă matrice, B, egal cu 1, minus 1, 3, 2, 1, minus 1, 0, 1, 2. De ce tip este asta? 3 linii și 3 coloane. 3 linii și 3 coloane. 3, 3. Să facem A ori B. A ori B. Egal cu? Se înmulțește prima linie cu fiecare coloană. Deci o scriu pe A, 1, 2, minus 1, 3, 4, 5, înmulțit cu? 3, ce? Da, puteți de acolo. Puteți să-mi puneți. Nu știu. A, stai aici? Da. Să pun cartea trecută. E tot de aia? Tot de aia, dacă trebuie. Deci, ce spunem? A ori B? A ori B. Adică asta? Ori? 1 minus 1, 3, 2, 1 minus 1, 0, 1, 2. Și da, acum. Luăm prima linie,
cu egal cu la. Așa, ce zice? Egal cu... Primul element de aici, da? Cu ăsta. 1 ori 1 plus 2 ori 2 ori 2. Da? Deci linia asta cu coloană, da? Da, 2 ori 2. Și ăsta pe ce înseamnă ea? Păi, dar nu e bună atunci. Păi nu e bună, mă, nu e bună. Deci pentru asta nu mai am aici. Cine să se mulțească cu asta? Deci vezi că nu se poate face orice mulțire. Deci numărul de elemente de, de pe linie... Numărul liniei trebuie să fie cu numărul coloanei. Hai să gândim concret. Numărul elementelor din linie trebuie să fie egal cu numărul coloanei. Elementelor de la coloană, da? Da, coloană. Deci numărul elementelor de aici, dar este înseamnă numărul de coloane de aici. Da, că așa, numărul de coloane. Coloane de la prima, deci numărul de coloane de la prima trebuie să fie egal cu numărul liniilor de la a doua. Da, da. Deci numărul coloanelor de la prima matrice, de pe locul întâi, să fie egal cu numărul de linii de linii la, de la matricea a doua. Da. Notează asta, este mai tare chestie. Deci putem face A ori B, putem face A ori B, dacă, două puncte, dacă numărul coloanelor de la A, numărul coloanelor de la A, adică cea de pe locul întâi, egal cu numărul liniilor, egal cu numărul liniilor de la B. Numărul liniilor la B. În cazul nostru, numărul coloanelor la A, cât a fost? 2. Da? Și numărul liniilor este 3. Și atunci se poate executa. Tu trebuia să observi asta. Deci A ori B nu se poate executa. Concluzia. Da? A ori B nu se poate executa în cazul nostru. Hai să facem B ori A. Să vedem dacă asta se poate face. B ori A. Deci B ori A este egal cu B-ul care îi, o vedem, 1 minus 1, 3, 2, 1, minus 1, 0, 1, 2, ori A, ori matricea A, care înseamnă 1, 2, minus 1, 3, 4, 5, și egal cu. Hai să vedem. Tot prima linie, prima linie cu... Da, acum se poate. Acum se poate, da? Da. Deci prima linie cu prima coloană. Și obținem primul element. Da. Adică zicem aici, 1 ori 1, e așa. 1 ori 1. 1 plus minus 1 ori minus 1. Plus minus 1 ori minus 1, ca să luăm mai ușor. Așa. Plus 3 ori 4. Plus 3 ori 4. Și am terminat primul element. Da, după tot prima linie, dacă mai am coloane, și mai am. Da. 1 ori 1 ori 2. 1 ori 2. 1 ori 2. Minus 2, adică plus minus 2. Plus minus 1 ori 3. Ori 3 minus, minus 3. Plus minus 1 ori 3. Scrie așa pentru început. Da. Plus 3 ori 5. Plus 3 ori 5. 3 ori 5. Și dacă aș mai avea coloane încă, mă duc pentru toate coloane să fac treaba asta. Acum coborăm la a doua. Deci, nemai având, mă opresc aici și încep cu a doua linie. Bine, 2 ori 1. Deci 2 ori 1 plus, plus 1 ori minus 1. 1 ori minus 1. Minus 1 ori plus minus 1 ori 4. Plus minus 1 ori 4. După vine așa, în partea cealaltă, 2 ori 2. Tot aceeași linie cu a doua coloană. 2 ori 2. 2 plus 1 ori 3. 1 ori 3. Minus 5. Minus 1 ori 5. Minus plus 1. Minus 1 ori 5. Și am terminat și cu a doua linie. Iar am luat ultima, treia coloană. A treia linie. 0 ori 1. 0 ori 1. Plus 1 ori minus 1. Plus 1 ori minus 1. Plus 2 ori 4. Plus 2 ori 4. Și tot aceeași. 0 ori 2.
plus 0 ori 2 plus 1 ori 3 plus 1 ori 3 plus 2 ori 5. Și acum facem calculul și iată ce obținem. Și egal cu 1 ori 1 plus 1 2, 2 cu 12 14. Apoi 2 minus 3 minus 1 2 minus 3 minus 1 plus 15 14. Apoi 2 minus 1 1 minus, minus 3 minus 4 minus 3. Minus 3 și 2 ori 2 4 plus 3 7 minus 5 2 2 da. 0 ori 2 minus 1 plus 8 e 7 da. 0 ori 2 e 0 3 plus 13 13 deci 3 plus 10 13. Și asta înseamnă a orbea. Da, a orbea sau beorea? Beorea. Beorea. Ca orbea nu s-a putut face. Da? E simplă. Acum, ca să mărim viteza, am să iau o altă matrice pe beora asta. Iau un C, care este 1, minus 1, 0, 0, 3, 1, 1, 2, 5. Și să facem B ori C și C ori A. B ori C. Egal cu. Scriu pe B. Important, pe locul său îl scriu, da? Adică 1 minus 1, 3. 2, 1 minus 1. 0, 2. 0, 1, 2. Înmulțit cu matricea C. Adică 1 minus 1, 0. 1 minus 1, 0. 0, 3, 1 și 1, 2, 5 egal cu 1. Da? Da. A scris de orice. De orice. Da? De orice. Da. Și acum zic 1, 1, 0, 1 și cu 0, 1 și cu 3. 1 și cu 3, 4. Deci facem deodată. Da. Încă o dată, cum a zis? 1, 0, 1 și cu 0, deci 0, la mulțirea asta, da? Da. Minus 1, 0. Rămas 1 și cu 3, 4. Da. Aceeași, acum coloana asta, zicem minus 1, minus 1, minus 3 face minus 4, minus 4 și cu 6, 6, 2. Da? Minus 4 cu 6, 2. 2. Tot aceeași linii, așa, 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 repede. 0, așa e 0, minus 1, și cu 15, cu 15, 14. 14. Acum, încep cu a doua. 2, 0, așa, minus 1, 2 minus 1, 1. Minus 2, minus 2 plus 3, 1, 1 și cu minus 2, 1 și cu minus 1. Minus 1. 0, 0, 1, 1, minus 5, 1 minus 5, minus 4, minus 4. 0, 0, 0, 0 și cu 2. 2. Da? Apoi 0, 0, 3, 3 și cu 4, 3 și cu 4, 7. Da. 0, așa, plus 1, oi 1 plus 5 ori 2, 10. 11. 11. Asta a fost B orice. Fă repede tu ce ori B. Ce ori B? Să vedem dacă e comutativ. Trebuie să stabilesc dacă e comutativ. Mă duc să spun dreptele. Vorbește. Da. 1 minus 1, 0, 0, 3, 1, 1, 2, 5. Înmulțit cu 1 minus 1, 3, 2, 1, minus 1, 0, 1, 2. Și ne calcul prima linie cu prima coloană. Așa. 1 ori 1 e 1. Așa. 1 ori 1 plus 1 ori 2. 1 ori 2.
3 plus 1 după 0, 3, 0 minus 3 plus 2 după 1, 1 plus 4 plus 0 minus 1 plus 2 plus 5 1 ori 3, 3 minus 2 plus 10 și de fapt 1 ori 1 1, 1 minus 1 minus 2 minus 1 minus 2 4 6 4 minus 1 4 1 7 minus 1 6 3 minus 2 nu sunt egale. Dar când ar fi egale? Când ar fost egale? Dacă toate elementele de peste tot se coincidă. Da. Adică de pe fiecare poziție se fie... Păi e o chestie extraordinară care trebuie reținută. Deci produsul a două matrici, chiar dacă se poate face, nu este comutativ. Nu aceeași rezultat obține. Notează observații. Foarte, foarte important. Observații. Produsul a două matrici nu este comutativ. Da? Produsul a două matrici nu este comutativ. Lucru excepțional, clar, pentru totdeauna, nu mai uiți niciodată. Deci produsul a două matrici nu este comutativ. Da. Ei, în momentul de față, la operație cu matrici, asta este important să reții, da? Hai să facem ala a doua. Ala a doua înseamnă a ori a? Ori. Da? A, ori, a. Oare asta s-ar putea face? Ia să încercăm pe asta. Care nu, în care nu, număr linear nu e egal cu număr cozal. Nu se poate. Nu se poate, nu? Nu. În mod sigur nu. Ești convins de asta, da? Da. Hai să le arătăm și prietenilor noștri ce care ne urmăresc. Și să stabilim de aici o idee. Numai care matrici pot fi? Ridicat la o putere. Deci A ori A. Încearcă tu așa pe aceea și spune, uite, nu se poate din motivul ăsta. Care scrie, numărul linilor nu e egal cu numărul coloanelor. Numărul linilor de la care? De la numărul coloanelor la prima. Numărul nu este... Cu numărul linilor la cea de-a doua. Deci ăsta ar fi motivul. Deci este aceeași, dar când le așez ca poziție, nu mai avem, nu? Deci A ori A, A pătrat, ar însemna A ori A și ar însemna aici 1, 2, minus 1, 3, 4, 5, înmulțit încă o dată pe ea copii, 1, 2,
minus 1, 3, 4, 5. Și când se mulțești prima linie cu coloana, deodată aici sunt două elemente, din care sunt trei elemente. Deci așa ceva nu se poate. Nu se poate. Dar ca să se poate, ce ar trebui să se întâmple? Ar trebui ca numărul liniilor să fie egal cu numărul coloanelor. Da. Ce fel de matrice este aceea care numărul liniilor egal cu numărul coloanelor? Se cheamă matrice pătratică. Da, matrice pătratică. Deci, spune, numai matricile pătratice pot fi ridicate la o putere. Da? Numai matricile pătratice pot fi ridicate la o putere. Și am să iau matricea următoare. E matricea A. Egal cu 1, 1, 3, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Da? Să facem A la 2, A la 3. Hai să vedem ce iese. A la 2 egal cu copia matricei de 2 ori. 1, 1, 3. Da? Deci A la a doua înseamnă 1, 1, 3, 0, 1, 1, 0, 0, 1, încă o dată ea, 1, 1, 3, 0, 1, 1, 0, 0, 1. E calcul. Ia să vezi cât face. Cât faci, te rog? Început? Da. Prima linie cu prima coloană face 1, nu? 1, da. Prima linie cu a doua coloană face 2. 2. Prima linie cu a 3 ori face 3 ori 3, 9. 1, 1 ori 3. 3, 1 ori 1, 1. 1 ori 4 și cu 3, 7. 4 cu 3, 7, da? Așa face. 3 cu 3, 6 cu 1, 7. 0 în 1 e 0, plus 0, plus 0. 0. Tot linia a doua 0 cu... 0 în 1 e 0, plus 1 e 1, 1. Deci rămâne 1. Da. 1 ori 3 e... Nu, 0 ori 3. 0 ori 3 e 0, plus 1 e 1, plus 1 e 2. Da. 0 ori 1... 0 ori 1 e 0, plus 0 ori 0 e 0, plus 0 e 0. 0. Apoi? 0 ori 1 e 0, 0 ori 1 e așa... 0, 0, da. Și? 0 ori 3 e 0, plus 0 ori 1 e 0, plus 1. Păi 1. 1. Așa arată matricea la a doua. Da. Hai să facem a la a treia. A la a treia va fi a la a doua ori a? Da, a la a doua. Era la a doua, știm. Da. Adică 1, 2, 7, 0, 1, 2, 0, 0, 1, înmulțit cu A-ul este 1, 1, 3, da. 0, 1, 1, 0, 0, 1. Și egal cu? Și este egal cu... unul 1 e 1, plus 2 ori 0 e 0, plus 1. 1. 1 ori 1 e 1, plus 2 ori 1 e 3. 2 ori 1, 2 și 1, 3, da. Așa, 7 ori 3... Și rămâne 3, da? Da. 1 ori 3 e 3, plus 2, 5, plus 7, 12. Deci 3 1, plus 3, 2, 5, da. Cu 7, 12, da? După următoare. Următoarea linie, iar începe la început. 0, 1, 0, 0, 0. 0. Tot aceeași linie cu următoarea. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. 1 rămâne. Așa. 0, 3, 0, 1, 1, 1, 1 și cu 2, 1, 2, 3. Deci, 3. Următoarea. 0, 1, 0, 0, 0, 0. 0. 0.
0 1 0 0 1 0 1 0 0. Deci, e 0. 0 ori 3. Da, 0 ori 3 e 0, 0 ori 1 e 0, 1 ori 1 e 1. 1. Deci asta este ala a treia. Da. Deci ala a doua a fost cu modelul 1 pe diagonală, sub diagonala principală se cheamă asta. Da. Sub diagonală 0 ori și paralela la diagonală e 2. Când am zis la ala întâia, tot așa a fost. 1 pe diagonală principală, sub ea 0 ori, așa a fost data 1. Da. Așa paralela e 1 și 3 aici. La a doua a fost așa. 2 ei s-au schimbat. La a treia ce se întâmplă? Tot aceeași model apare. 0 ori sub diagonală, 1 aici și 3 acum. Da. Ăsta este obraznic. Deci ăsta la început e simplu 3, 7, 12, e ciudat. Hai să vedem dacă chiar se respectă. Să faci așa la a patra. A la a patra, cum o intuiești tu? A la a treia ori A. A la a treia ori A. Și va face A la a treia. Ăsta din înainte. 1, 3, 12. 0, 1, 3. 0, 0, 1. Ori matricea A. Adică 1, 1, 3, 0, 0, 1, 0, 1, 1 și 0, 0, 1. Știi, poți să intuiești rezultatul? Aș vrea să-mi dai deodată rezultatul. Așa. Păi ar veni 1 pe diagonală. Adică 1, 1, 1, 1, ai 0, 0, 0, 0. După ar veni 4. Așa, aici ar fi 4. Aici 4, nu? Ăsta unde vine 4? 4, nu. 4, ăsta aici. Aici e deja 4. Aici 4. 1 ăsta și ăsta e semnul de întrebare care nu știm noi, vezi. Da. E bine? Da. Hai să vedem dacă e chiar așa. Noi am intuit aici, nu știu dacă e corect. Dar hai să mulțim acum. Deci, prima linie cu prima coloană vine 1, 0, 0. E bun. Da. 1 ori 1, 1, 1 plus 3 ori 1, 4. 4, bun. Și 0, 12, da, 0, da, 0. Da. Da. După 1 ori 3, 3, plus 3, 6, plus 12. Plus 12. Nu așa vine? Deci, da, da, nu 3, a. Plus 3, 6 și cu 12. 12. 18. 18. Deci aici este 18, da? Și celălalt cred că merg. Hai să vedem. Da. 0. Da. 0, 1. 0, 0, 1. Și 0. 1. 1. Și 3 ori 1, 3. 1 și cu 3, 4. E bine, da? Și acum ultima coloană cu pe rând. 0, 1, 0, 0, A, 0. 0. 0 ori... Da, așa ori 0. 0, 0, 0. Și după 0 ori 3, 0, 0 ori 1, 0, 1 ori 1, 1, da. E perfect. Da. Singurul care dă bătaie de cap este ăsta de aici. Da? Deci am putea spune cam care este ala N, așa, intuitiv. Ala puterea N. Ar fi, te rog să-mi spui tu cât este ala N. După observația. Când am ridicat la a doua, vezi cum arată, la a treia vezi cum arată, la a patra cum arată, la puterea N, cum ar arăta? Ala N. Ar arăta? Deci vine 1, se începe cu 1, nu? Da. 1. Apoi, ăsta, când ne-am ridicat la 3, a fost N. 3. Vine N. N. Și aici semn de întrebare, că nu știm.
Apoi dedesubt. 0. 0. 1. 1. N. N. 0. 0. 1. Așa arată Alain. Rămânând o problemă pentru cursul ăla. Când am ridicat la ala întâia, au fost 3 parcă, nu? Da. Ala întâia era 3 aici. Deci, practic, avem un șir, hai să zicem un șir a indicii N, de termen, care înseamnă așa în șirul elor 3, primul element este 3, apoi, care ar fi următorul? Al doilea, când ai ridicat la ala a doua, 7 am obținut? Da. Deci 3, 7. Ia să vedem să fie corect, să nu cumva să greșim. 3, 7, 12 și 18. Așa pare, nu? 3, 7, 3, 7, 18, 3, 7, 12. 12 și 18 și așa mai departe. Da, puncte. Puncte, puncte. A, N, când ridicăm, deci A indice N, când ridicăm la puterea N. Și următorul ar fi A indice M plus 1. Și mai departe. Deci este un șir de numere, puse așa. Ar fi interesant să găsim rețeta acolo. Adică să găsim forma în termenul general. A la putere N plus 1 cum arăta? A mare la N plus 1, după observația noastră, ar fi așa. Cum ar fi? 1, tot cu 1 se începe, nu? Da. Uite, când am ridicat de la 3 la 4, de la 3 la 4, tot cu 1 început. 1. Da. O creștut aici comunitate. Deci 1. N plus 1. N plus 1. Așa ar fi elementul. Da. N plus 1. Aici sunt întrebarii. Da. După 0, 1, 1, N plus 1, 0, 0, 1. Deci, când ridicăm la lien, aici ce se pune în loc de semnul întrebarii? Un element, A indice N. Asta e poziția Iena. Da? Asta e poziția Iena. Iar când ridicăm la A la N plus 1, este elementul din șir următorul după A N. Cum a fost 18 după 12, așa va fi un altul aici. A indice N plus 1. Nu știu dacă ai înțeles. Da, da. Mai există o dată. Deci, când am scris pe A la A 4, da, am obținut aici, cu unul mai mult decât, da, aici. Și la la N a fost așa, când am ridicat așa cu un în plus, N plus 1. Aici este un șir, un element al șirului acesta, de pe poziția N, a indice, da, cum a fost 12. 12 a fost al treilea. Da. 18 al patrulea. Da? Iar următorul, așa cum după 12 a urmat 18 și după acela un număr, urmează altcineva. A indice N plus 1. Da. A la N plus 1 cum s-ar obține? A mare la N plus 1 ar însemna A la N ori A. Nu e bine așa? Scrie. Deci A mare la N plus 1 egal cu A la N ori A. Egal cu A la N pe care îl știm. Cine este A la N? De sus. Așa. Este 1 N A indice N, da. 0, 1 N, 0, 1 N, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ori A, A. Adică cine A? 1, 1, 3, da, 1, 1, 3, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. E da. Ia să mulțim acolo, să vedem cât obținem. Egal aici o să fac. Egal deasupra.
Deci ala n plus 1 așa arată, dar ala n plus 1 înseamnă ala n ori a. Adică să mulțim aici două matrici. Înseamnă 1, 0, 0. Da. 1. Apoi. 1, n, adică n și 1, n plus 1. Da, n plus 1. Și aici face 0. Deci n plus 1. Acum să fiu foarte atent și să zic 1 ori 3, 3 plus 1 ori 1, nu, n plus 1. Deci 1 ori 3, 3 plus n ori 1. Da. Plus n ori 1, da. Care e n. Da. Plus a, n ori 1. A, n. Plus a, n. Plus a, n. Deci aici pe colț o să scriu așa. 3 plus n, plus a indice n. Deci 3 plus n, plus a indice n. Da. Iar celelalte elemente le obțin. Am făcut linia, am mulțit linia întâi cu pe rând toate coloanele. Linia a doua. Iar de la capăt 0 ori 1, 0, 0, 0, deci e 0. Aceeași cu linia, coloana a doua, 0, 1, da, e 1. Și 0 ori 3, 3, 1 ori n, 0 ori 3, 0. 0 ori 3, 0, 1 ori 1, 1, n ori 1, n, n plus 1. N plus 1. Și ultima linie cu pe rând toate coloanele, 0 ori 1. 0, 0, 0, 1 ori 0, 0, 0, 0, 0 ori 1, 0, 0 ori 1, 0, 1 ori 0, deci face tot 0, 0 ori 3, 0, 0 ori 1, 0, 1, 1, 1. Și asta este o egalitate de două matrici. O dată intuită și o dată muncită, ala n ori n. Așa arată. Dacă ne uităm, egalitatea să mențin, trebuie să fie perfectă, ca să fie egalitate de două matrici. Este, este. N plus 1, N plus 1. 0, 0, 1, 1. N plus 1, N plus 1. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Înseamnă că ăsta de aici, ca să fie, trebuie să fie neapărat cât ăsta. Deci din egalitatea doar același lucru trebuie să fie. Nu? Ala N plus 1 și pe o parte și pe cealaltă. Deci ca să fie egalitate, trebuie neapărat a indice n, a indice n plus 1, egal cu, egal cu 3, plus n, plus a indice n. Da. Oricare ar fi n natural. Deci, indiferent ce n natural, așa s-ar fi egalitatea. Deci a indice n plus 1 face 3 plus n, plus a indice n. Sau, mai pot scrie și așa. A indice n plus 1, a n plus 1, egal cu a n, îl din fața asta, plus n plus 3. Plus n plus 3. Ia să vedem dacă e șmecheria asta e adevărat. Când am avut la întâia primul element din șirul alien, a fost primul element 3 parte. Adică A1. Cel de pe poziția ala întâia. A fost 3. Apoi, când am ridicat la ala a doua, a venit 2, nu, 7. 7. Deci, al doilea, al doilea, din șir, este 7. Da? Al treilea, din șir, 12. Deci, 12. Al patrulea, 18, nu mai până la al patrulea. Da. Da. Bun. Să vedem acum dacă se obține după rețeta așa. Al n plus 1, da? Se obține din cel din fața sa, plus indicele și plus 3. Ia să vedem. Pentru n egal cu relația, mă scriu încă o dată, să o am sub ochii mei. A indice n plus 1 se obține din cel din fața sa, din aia, plus indicele și plus 3. Asta este relația care am descoperit-o ea.
Ce ar însemna aici? Hai să vedem, pentru nu egal cu 1, ce devine relația asta? În loc de ne punem 1. A1. Și cu 1? A2. A2. Deci devine al doilea egal cu. Deci la foc pe n egal cu 1, da? Al doilea egal cu. Vorbește tu. Înlocuim cu... Păi nu l-am locuit cu 1. Deci oriunde vezi n, pui 1. Egal cu A1 plus... A1 plus... Plus? Plus 3. Plus 1 plus 3. Păi da, plus 1 plus 3. Așa. Plus 1, plus 3. Am gândit și l-am zis. Da? Și egal mai departe cu. A1 cât este? Știut? 3. 3. 3 plus 1 plus 3 și egal cu 7. Păi e adevărat, mă. Da, și odată. L-am dat pe al doilea. Hai să facem acum pe N egal cu cine? Pe N să-l facem cu 2. N egal cu 2. Și vine A... N egal cu 2 și ar veni al treilea, egal cu A3, egal cu, păi în loc din ne punem 2. Da, 2. 2 și cu 1, 3, deci al treilea egal cu? 2. A2. A2, da. A2. Deci, 2 plus. Plus 2, plus 3. Și A2, 4. Alo. Mă se mai aude. Oh, mulțumesc mult, se rămâna. Mulțumesc mult. Mulțumesc mult, se rămâna. Da, mă se mai aude. Am luat cu... Da. Nu se mai aude și să vedem de ce o baterie a căzut. Să vedem care baterie a căzut. Da, asta de aici. Teribilă. Înseamnă că chestia asta îmi place foarte tare. Sunt șanse să... să rețeta să fie deșteaptă. Știi? Deci acum eu vreau să văd dacă am pus mâna pe o rețetă de obținerea tuturor termenilor șirului. Da, da, da. Se vede că... Da. E chestia aceea. Așa, să pun și asta la locul ei. Bun. Deci vezi că corespunde. Înseamnă că rețeta asta prin care spune cel care vrei să-l obții, te bazezi pe ăla din spatele său, la care adun indicile, indicile și plus... plus 3, parcă, nu? Indice și plus 3. Da, da. Plus indice plus, plus 3. 7, plus 2, plus 3. Deci, plus cât am zis aici, plus, plus al doilea, da, plus, plus indicele 2, 2 plus 3. 3. Și face al doilea care l-am găsit 7. 7 plus 2 plus 3. 2 plus 3 și face cât acum 10, 12. Foarte tare. Pentru n egal cu 2. Pentru n egal cu 3, obținem. N. A indice cât? N egal cu 3, A indice 4. Se obține din cel din fața sa. A egal A3 plus indice de 3, 3 plus 3. 3. Și egal cu? Cu A3 unde A3 e 12. Așa. Plus 3 plus 3 și dă 18. Spune, teribil. Înseamnă că rețeta care am în legătura asta este atât de tare, așa de interesantă, încât generează toți termenii șirului. Una pentru a ridica la A5-a, acum, nu mă ne apucăm să mulțim la A4-a ori A. Și să mulțim. Sigur, A la A5-a va arăta așa. A la A5-a este egal cu 1, 5 și vedem aici 0, 1, 5 și 0, 0, 1. Rămânând să completăm aici, după rețeta. Da. Zicem, pentru N egal cu cât? N egal cu 5. 4? A, 4, da. N egal cu 4, vine A, 3.
Cum a 3? Ba nu, a 2, a 5. A 5, mă, că 4 plus 1, formula ți se spune. 4 plus 1. A 5 egal cu A4 plus 4. Așa, plus 4. Plus 3. Plus 3. Și A4, nu știu cât de acolo, 18 plus 4 plus 3, vine 18 cu 4, 25. Da? Deci 25. Deci 18 plus 7, 25. Înseamnă că completezi 25 fără să mai muncești. Da. În loc să muncești, să faci ala a patra ore, așa? Da. Asta era problema, asta era problema complicată pentru noi. Da. Cursul ăsta nu știam să-l obținem. Dar am obținut o modalitate de generare a tuturor termenilor. Tehnica fiind asta, deci te bazezi pe cel din față, plus indicele și plus... Așadar, în șirul acela pe care l-am generat noi, ăsta ar fi al 5-lea 25, următorul care ar fi? Ăsta e al 5-lea. Da. Care ar fi următorul? E al 6 ar veni... 25. 25 plus, plus 5, 5 30, 10? Plus 3, 33. 33. Următorul care ar fi? 33. Da? Deci foarte tare chestia. Înseamnă că noi putem acum la orice putere să-l ridicăm. Deci iată că șirul generat este 3, 7, 12, 18, da? 25, 33, apoi următorul ar fi 33 plus 6. 33 plus 6, 6 plus 3. Plus 3 și ar veni 42. 42, da? 33, 42 spus. Da. 42. Următorul ar fi la 42 plus 7 plus 3. 42 plus 7, 49, 52. Da? Deci 73, 10, 42, 52, e zis bine. 52 și mai departe. Putem continua? Da. Și tot șirul putem ști. Păi da, asta e superb. Ce am făcut azi, seara asta, îți pare o idee deșteaptă de tot. Aș vrea să vedem în continuare cum aș putea termenul general să-l găsesc acum. Vezi, aici noi am găsit așa. Ca să-l găsești pe următorul, te bazezi pe cel de până unde a ajuns, plus indicele și plus 3. Ei, dar trebuie să construi... Bună, nu poți să-l găsești pe cel de pe poziția 100 deodată. Că trebuie să-l găsești pe aia până la 99. Da. Că mă bazez pe ăla din față. Deci dacă vreau să-l găsești pe ăla de pe poziția 100, trebuie să-l găsesc de pe cel de pe poziția 99, la care adaug 99 și 3. E greu. Dacă aș vrea să găsesc o șmecherie acum, în seara asta, încât să-l găsesc deodată pe ăla de pe poziția 100, fără să-i mai găsesc pe aia din față. M-ai înțeles? Da. Deci, e o problemă nouă. Descoperirea termenului general în funcție de poziția la care se află ăla. Dacă vreau pe ăla de 100, deodată să-l găsesc. Ca într-o funcție. Știi când zici f de x înlocuim pe x cu nu știu cine? Așa, pe valoarea aceea și găsim imaginea. Așa și aici, aș vrea să locuiesc pe n cu 100, deci vreau să găsesc expresia lui n în funcție de n. Ca o funcție. Ca și m-ar fi f de n. Și înlocuim pe n, să zic, asta este. Nu-i frumos visul pe care îl avem? Foarte tare. Dar ce mi-ar fi venit mie că puteam sta liniștit? Deci la ce am plecat? Hai să vedem de la ce am plecat în seara asta. Da. Am plecat de la operații cu matrici. Da. Am făcut acolo cum să adun matricile și cum să mulțesc un număr. Ai înțeles când mulțesc sau le împarți? Da. Faci acel lucru pentru toate elementele matrice acelea. Da. Și să nu
mulțesc două matrici, cum se mulțesc două matrici, și acum e tehnica foarte bine, și hai să facem la a doua, la a treia, și am luat și eu un model acolo, și deodată am văzut că ne descurcăm cu excepția colțului ăla. Colțul ăla nu prea era de urmă, de sesizat ușor. Da? Deci am făcut calculul pentru vreo 4-5 și am zis, băi, dar oare cum se întâmplă? Hai să vedem la el dacă m-aș duce. Următorul, la N plus 1, se bazează, s-a găsit o legătură, făcând A la N plus 1 intuit cum ar arăta, aici ar fi A indice N plus 1, din coace ar fi A N ori A, și s-a găsit legătura asta foarte tare pentru colțul de aici. O legătură care spune așa, se bazează pe cel din față. Mai întâlnit noi asta undeva. Am trecut, am făcut progresiv, nu? Progresii aritmetice, progresii geometrice. Să amintești? La progresii aritmetice se baza pe cel din față, la care s-a adunat aceeași cantitate numită rație. Da. Și la progresii geometrice se mulțea el de față cu Q, acela care era rația. Aici poate să fie vorba de progresie aritmetică? Aritmetică? Deci ăsta se bazează pe cel din față, la care se adună, nu se adună numai o rație, o constantă 3, se adună și ceva care depinde din el, se modifică la fiecare etapă. Nu-i progresie aritmetică. Este o ciudățenie. Cum să fac eu chestia asta? Știi ce am să fac? Șterg tabla. Șterg tabla între timp. Poate mi-e vine vreo idee. Ce obiective am eu? Să vedem ce mi-am propus, că am făcut și uitați ce am vrut să fac. Să găsim... O rețetă. Da. Așa, ca la funcție. Rețeta ne trebuie acum. După care să genereze toți termenii șirului. Rețeta fiind funcții de N, de poziția pe care o ocupă termenul de acolo. Ce să facem? Ce să facem? Alo? Salut! Salut, George, nu? Așa-i măi, tu, relații de recurență. Ne vezi în încurcătură și ne-ai sărit în ajutor. Foarte bine, mă bucur mult. Mă bucur mult, George. Dar să știi că cu prezența, cu intervenția ta, cred că am să mă discut. Tu zici că este o relație de recurență aici, da? Așa se cheamă asta. Păi așa se numesc astea, relații de recurență. Acestea care sunt... Alo? Se cheamă relații de recurență, nu? Da. Da. Așa. Și chiar putem să și discutăm. Este o recurență liniară, fiindcă termenii săi sunt la puterea întâia. Da. Se cheamă recurență liniară. Și de ordinul întâi, că privește legătura între doi termeni consecutivi. Da. Da? Hai să notăm și noi, Ciprian. Deci avem de a face cu legătura asta, poartă numele de relație de recurență, relație de recurență liniară de ordine întâi. Relație de recurență liniară de ordine întâi. Insist. De ce se numește liniară? Pentru că este o legătură între doi termeni, pentru că termenii sunt la puterea întâia. Da, dacă erau la 2, era 2. Da, deci era o recurență, nu mai era liniară. Nu, nu, atenție, ordinul e altceva. Dar faptul că e liniară, te gândești la funcția de gradul întâi. Care e funcția de gradul întâi? F de x, ax plus b. Și așa să zicem că e o funcție liniară, de la faptul că e, graficul său e o dreaptă. Ăsta e motivul. Da? Deci de aceea spunem, când termenii săi sunt la puterea întâia, cum este x-ul la întâia,
În cazul în care am termenii care intră în relație, toți sunt la întâia, am de-a face cu recurență lineară. Dacă ar fi fost AN plus 1 egal cu AN la pătrat, n-ar mai fost liniară. Sigur, n-ar mai fi fost liniară. Nu știu ce formă ar fi avut, dar n-aș mai fi avut o recurență liniară, da? Ordinul este dat de diferența dintre doi termeni. Dar aici, fiindcă sunt doi termeni consecutivi, AN plus 1 și AN, spunem că este ordinul întâi. Dacă aș fi avut o recurență cam în genul ăsta, AN plus 2 minus 7 AN plus 3 egal cu 0, asta ar fost o recurență lineară de ordinul 2. Deci sunt la o distanță de două unități unii de alții. Da? Deci AN plus 1 și AN, iată, sunt la distanță de două unități. Sigur, lipsește AN plus 1, dar nu mă deranjează. Important este la ce distanță sunt termenii, sau distanța maximă care este între ei. Da? Ordinul ăsta este dat de ce ți-am spus mai devreme. Deci, în momentul de față, noi avem o recurență liniară de ordinul, care de ordinul întâi, nu? Și încercăm acum să vedem cum o finalizăm. Între timp am să opresc fișierul și continuăm împreună. Dacă vrei rămâi la telefon, dacă nu urmărește, să vedem ce idei avem.